La sfârșitul anului trecut, angajații Muzeului de Etnografie și Artă Populară din Baia Mare au găsit în Giulești o fierărie funcțională, pe care au achiziționat-o și au adus-o în Baia Mare. Aceasta urmează ca anul viitor să fie montată. Fierăria nu era între cele mai vechi din sat, dar era, sunt, este între puținele rămase în Maramureș. Domnul respectiv ne-a spus că are vreo 60 de ani, 60-70 de ani. Colegii mei au filmat toată procedura de... Um, desfacere, au făcut măsurători și acum încercăm să facem fundația, să o săpăm fundație și anul viitor să o reconstruim. Bine, o mare parte din ea, din lemnul folosit trebuie înlocuit, dar se păstrează și elementele originale. După ce aceasta va fi montată, muzeografii vor putea oferi tuturor elevilor care vor trece pragul satului de pe dealul florilor o altfel de lecție. Am săpat deja fundația, anul viitor vrem să o construim și ar fi interesant să reconstruim acest atelier și să-l facem un pic și funcțional. Am văzut că și în zona Baia Mare și dintre tânăra generație au preocupări de uh, astfel de meșteșuguri tradiționale și uh, au venit înspre noi niște tineri cu inițiativa de a face funcțional acest atelier sau măcar pentru copii demonstrativ să vadă cum funcționa acel uh, cuptor, cum funcționau foalele, cum, uh, care, au, care era rolul uh, butucului, cum se bătea fierul, măcar o parte din acest, uh, din acest mește, meșteșug să poată fi uh, demonstrat. În ultimii ani elevii care au participat la activitățile din muzeul satului au putut vedea cum erau atelierele de odinioară, indiferent că țineau de muncile bărbaților sau ale femeilor.